cu siguranță că vom avea cea mai mare delegație la Tokyo, asta nu se pune problema, pentru că, așa cum am spus, am calificat bărcile mici și la fete și la băieți, au rămas în picioare pentru anul viitor, iar anul viitor când s-au amânat Jocurile Olimpice. Și tot anul viitor, în luna mai, vom avea o regată de calificare și acolo vom arunca în lupta calificărilor opturile de fete și băieți și bărcile de patru. Anul acesta suntem fericiți câștigători ai organizării campionatului balcanic pentru juniori la Iași în luna august, iar în luna septembrie avem campionatele europene de juniori, campionatele europene de tineret, iar în luna octombrie avem campionatele europene de seniori. Deci astea sunt confirmate, sunt bătute în cuie. Doamne ajută să fie bine, pentru că nimeni nu-și dorește ca această pandemie, nu știu, să revină la cum a început. Ne bucurăm că este în mare regres și atunci și pentru sportivi este o motivație în plus până la Jocurile Olimpice să participe și ei la un campionat. M-am decis să facem această întâlnire, să invităm pe domnul ministru al tineretului și sportului Ionuț Troie, pe domnul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu, să vă invităm pe voi, că nu ne-ați văzut de 3 luni și puțin, să-l băgăm pe domnul ministru în cantonament, poate chiar închis, să vadă cum este. De 3 luni de zile sportivii noștri s-au pregătit acasă 2 luni și de o lună se pregătesc aici, circuit închis, toată lumea izolată, toată lumea cu măști la masă, cu mască pe față de la masă, să vadă și domnul ministru, că domnul Covaliu știe. Deci ei s-au respectat toate regulile, nu? Deci absolut toate regulile. Sportivii când au intrat în pregătire au fost toți testați. Personalul bazei când a intrat în pregătire a fost testat. Deci n-a rămas nimeni netestat.